Instanța a admis cererea domnului Nedvici Constantin și a suspendat ordinul prefectului numărul 445 pe 2018, prin care i s-a constatat încetarea de drept din cadrul Consiliului Local al Ecoriei, astfel îndeplinește condițiile legale de a participa la ședințele Consiliului Local. Primul lucru. Al doilea lucru, probabil s-a observat că v-am comunicat în formă fizică proiectele de hotărâri și nu pe suport electronic, pe tablete. Se datorează faptul că hotărârea 224 pe 2018, prin care am modificat regulamentul și am inclus această comunicare electronică, a fost atacat în contencios de către Prefectura Constanței, fiind astfel suspendată de drept. Să vă ajută la început. Nu mai întrebați persoana care vorbește. E constructiv, e o chestie în ședința Consiliului Local. Haideți să ținem un moment de reconciliere pentru domnul Ozean. Mi se pare absolut normal și de funcție. Nu au venit cei de la financiar de aici, să ne dea și noi niște explicații.
Aș vrea de acum la comisii și la ședințele de consiliu, cum scrie la lege, fiecare compartiment din aparatul de specialitate al primăriei să aibă un reprezentant. Și în comisii și în consiliul local, în ședințele de consiliu local. Pentru că avem probleme și avem niște întrebări de niște răspunsuri la niște întrebări, da? Și noi nu le știm, că nu lucrăm cu acte aici. Domnul Manea vine, domnul Alexandru Bucureștean de la juridic vine, domnul Marcel de la poliția locală vine, în schimb de la financiar, doamnele astea nu vor să vină. Am și o rugăminte, domnul primar, trimiteți acum pe cineva să cheme pe cineva un reprezentant de la financiar. Că sunt 40 de femei aici și nu vine niciun aici. Mare mână, una. Consemnează. Începem ședința. Pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Orașului Pădurii pentru o perioadă iar de 3 luni. Cine propune? Domnul Izet, da? Eu propun pe doamna Tudor. Sunteți de acord? Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru înțelegere. Pentru cine s-a înscris astăzi, o să rămână la sfârșit, da? Sper că e ok. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea caietelor de stat în aferente HR numărul 123 din 29-6 pe 2018. S-a vorbit la comisie. S-au vorbit, dar ședințele sunt publice și mai discutăm o dată. Toate. Dar toată lumea să știe ce vorbim aici. Nu putem să citim un număr și să spunem da sau nu. Suntem de acord să știm. Deși avem în tabulare și s-a achitat avansul, nu se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare cu firma care a câștigat la licitație. Supunem la vot, nu? Domnul Pricin. Da, doamna. Cine pune întrebare? Cine? Da? E ședință publică, doamne. Acum și aici nici mai zic. Puteam să fac pe locul ăla. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind completarea HR numărul 35 din 2007, modificată și completată. Inventariera orașului, cred că este clară. Privat. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? 5. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind corectarea unor erori materiale din cuprinsul HR numărul 7 și 9 din 31-5-2017, numărul 130 din 29-6-2018, numărul 134 din 29-6-2018 și numărul 254 din 28-11-2018. Supunem la hotărâre. Nu treceți așa repede. Cine vrea repede? Cine vrea doamnă repede? Așa, deci în hotărârea 79 se menționează contractul de concesiune 91 în loc de 9, cum era corect. În hotărârea 130 se menționează CCA Dynamic Group în loc de CCA Group Dynamic. În HL 134 este trecut numărul cadastral al imobilului greșit. În hotărârea 254 pe 2018 este trecut numărul hotărârii greșit, în loc de 72, trebuia 15 pe 2016. Rectificări. Rectificări. Supunem la actelor. Domnul Vicin, am și o curiozitate. Ieri, când s-a discutat asta la comisie, ați avut o ieșire ca în urățică, îmi cer scuze că o spun, dar acum pentru că ați cerut
să vi se spună despre acest proiect, iar când ați auzit doar că sunt erori materiale, să trecem mai departe. Așa a fost. Adică ori... Păi nu, mă gândesc că ori vă susțineți aceeași idee, să fiți cumva constant, să vă trecem de la una la alta. Adică erau niște materiale și erau foarte, simte foarte bineînțeles și m-ați luat de o doamnă de aici, au făcut un concert. Nu vă nimic, doamnă, că tu m-ați luat de când ați venit președinte. Așa o să faceți 3 luni de zile cu mine? Nu, nu? Dar ce o să faci? O să mă dată că ați venit cu Silvia? Dar ce o să faci? Așa și ce o să faci? Dar dumneavoastră nu sunteți acolo pe post de educatoare și nici pe post de profesoară. Sunteți pe post de președinte de consiliu local. Pentru că aveți așa o atitudine. Să punem la bă, cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile articolului 6 și 7 din legea numărul 416 din 2001, actualizată privind venitul minim garantat pentru anul 2019. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitari în orașele Porie pentru anul școlar 2019-2020. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul orașului Porie privind anul 2018. Supunem la vot. Punctul numărul 7, îl supunem la vot. Cine este pentru? Majoritatea. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind închirierea unui teren prin licitație publică. Cine este pentru? Domnul Maia, ne spune și nouă. Stai, doamne, nu mai vă grăbiți dumneavoastră. Deci 169 de metri pătrați, se pune sus sala Vasile Alexandrescu, postul sala Mugurilor. A fost organizată licitație de vânzare, nu s-a prezentat nimeni. O secundă, dar voi? Da. În ce ia acest anunțul? La pentru licitația de vânzare? Sau unde a fost publicat? Licitația? Păi, n-am mai dosarul de... Acum se aprobă o altă hotărâre ca să organizeze licitație de vânzare. Nu mai această bursă, trebuie să dați anul și să n-a referat. Așa spune doamna Ghina. Deci spune adevărul, dacă nu am văzut, 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 acum vreți să organizați licitații? Nu organizăm, acum asta e o hotărâre, asta se va organiza, pentru hotărârea asta care e cu ordinea de zi, se va organiza licitație după ce va fi trimisă hotărârea prefect, se va face publicitate, se va organiza. E vorba de o hotărâre mai veche, baza care a fost organizată o licitație pentru vânzare, dar nu s-a prezentat nimeni. De asta mă întreabă doamna. Dacă nu s-a prezentat nimeni, s-a prezentat nimeni. Dar domnul Sărbuș, n-am dat anunț. Poate venea și eu, poate venea și tu, nu? Puteți să veniți acolo, la următoare. Puteți să veniți acolo, Punem la vot cine este pentru. Împotriva. Punem la vot cine este pentru. Se concernează cum s-a respectat procedura. Se concernează cineva, domnul secretar? Procedura, ne? De licitație. S-a respectat procedura de licitație. Asta spuneți dumneavoastră. Asta spuneți dumneavoastră. Punctul numărul 10.
proiect de hotărâre privind modificarea HN numărul 199 din 2 a 13 a 2016, privind înregistrarea orașului Ecodin și sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor în cadrul bancar și stabilirea comisionului plăți făcute primitorii de servicii selectați. Să punem la vot, țineți pentru. Punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului propus de centrul CEF București, care a fost anul trecut și... Poate ne povestesc băieții, că sunt în sală, ne povestesc ce-ți fac amă. La final, președinte. Dacă vreau doamna președinte, bineînțeles. La final. Punem la vreo, cine-i începutul? A, deci nu mai întreb. Mi-am spus la început, am spus că cine s-a înscris pentru astăzi... Domnul consilier, circul ăsta e timp putea să faci în altă parte. S-a discutat, știți foarte, știți foarte bine la comisie, ieri. E să audă toată lumea din Facebook și al meu și al lui Angel ce facem noi aici, că nu suntem niște măscărici să ascultăm de cineva. Și nu suntem nici la grădință și nici la școală. Ședințele de consiliu se discută în ședințe. Nu se zică una ca la școală, care nu apar. Păi aici am fost votat de oameni din sală, din oraș. Și nu trebuie să pune de cum în gură ce vorbești aici. Dacă vă jignesc vreodată, aveți distanțele să vă atașați, e ok? Ce am vorbit cu neapărat? Vă întreb și eu acum, cum vă rezolvați, că pot să vorbesc și eu. Da, sigur, fără. Am cea comisie pentru ce mai zic. Nu știu, pentru ce considerați dumneavoastră? Eu consider pentru ce. Se discută, se discută punctual despre fiecare lucru. Dacă dumneavoastră așa considerați, eu consider altfel. Doamna, aveți dreptul să votați sau să nu votați? Aici vorbesc consilierii locali. Proiectele sunt inițiate de domnul. Păi, dar nu trebuie să-mi puneți pumnul în gură dacă să vorbesc sau să nu vorbesc, nu? Ok, vă mulțumesc frumos. Rugămintea mai... Și rugămintea mai arătăm să mă lăsați în pace să-mi exerci mandatul de consilier local. La toate comisiile, rugămintea mai... este să vă purtați civilizat. Civilizat. Da, vorbim și, vorbim și cu colegii noastre de partid. Și atunci și noi ne vom purta civilizat. Până când colegii noastre de partid se vor comporta ca atare și noi ne vom comporta ca atare. Dacă acum 3 ani de zile nu mai știți ce au făcut colegii noastre, vă aduc eu aminte aici în Consiliu, dacă vreți. Vreți? Domnul Jiman, vreți? Adică tine să te uiți pe birou și să spui, alo, Robert, a, ce, asta e... Dacă se modifică 114 săptămâna viitoare, în Parlament vom modifica și noi. Dacă nu, va rămâne aceea stabilită de ordonanță. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Nu mă bag în tarabele voastre. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie pentru terenul situat în localitatea Corie Sus, la data de zdrobiri numărul 2. Supunem la vot. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? La ce punct? La punctul 13. 13. Împotrivă? Suficiente evaluare. Împotrivă? Punctul numărul 14. Proiectul hotărâre privind desemnarea reprezentantului. Votam la 13 ani, ai votat? 1400 de metri, domnul 1, superficie. Ai votat? Noi nu vorbim mai. Stai puțin, dar... E superficie și omul vrea să-și ia fundul. Dar domnul consilier, trebuie să dați explicații. Dar nu vorbim. Vorbim, am consilier. Nu mai, domnul Angel, nu mai. Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al CUAD Ecodin, la Adunarea Generală Asociației Zonadi Dobrogea. Aici este desemnat domnul Colea Florian. Supunem la vot, cine este pentru? Nu am invitat. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentantului legal al UAT Ecodin, la Adunarea Generală Asociației Zonadi Dobrogea. Nu,
locale HCL numărul 269 din 19.11.2018. Despre ce? 16-17 sunt legate. Este vorba că de mențiunea, dacă erau 213 metri din acte, 209 din măsurători și v-am spus că se revocă hotărârea ulterior și construcția metalică CM1 a fost cumpărată de la licitatorul Carmen Silva și nu apărea în hotărârea inițială, că este proprietarul construcției. Am reapărea construcție fără acte. Și se revocă hotărârea 269 și se aprobă hotărârea asta de completare a... Și punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCR numărul 44 din 29.06.2018. De ce spunea domnul Manea? Și punem la vot cine este pentru? Abține. Numărul 18, proiect de hotărâre privind modificarea HCR numărul 143 din 29.06.2018. Nu sunt 32 de metri, va citi 30 de metri pătrați. Să punem la vot cine este pentru? La 18. Da, 18. Cu... Da, eu... Și avem două puncte suplimentare pe ordinea de zi. Punctul numărul 19, proiect de hotărâre privind completarea HCR numărul 2 din 2015. În inventarul domeniului public am trecut grădina de spectacol cinematografic Perla, terenul aferent pe sala de cinema de la Eforie Sud, care au fost creată de Consiliul Județean din Protocol, pe despre inventarii în domeniul public și casa de cultură de la Eforie Nord, construcția și terenul aferent. Să punem la vot cine este pentru? Punctul numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unor servicii de expertiză judiciară contabilă. Să punem la vot cine este pentru? Nu s-a luat la civil 35 pe Rostov 18-2019, mi s-a la termenul de judecată din 22-3-2019, vinerea trecută. Mi s-a admis nouă oată eforie, cantitate de reclamanți, proba cu expertiză. Și totodată și în expert parte. Expert parte care poate să și achiziționeze oată eforie pentru apărarea intereselor de specialitate. Motiv pentru care am făcut acest proiect de hotărâre, ca să putem achiziționa acest expert parte. Pentru orașul eforie. Punem la vot cine este pentru. Abține. Și acum, cine s-a înscris că nu s-a prezentat? Nu, 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 nu știu cu ce să încep. Domnul Borsodion, de ce dar nu trebuie să încep? Da, de grajinita închisă. Și acum, ne-am încercat să vă ascultăm. Da, mulțumesc în primul rând pentru oportunitatea pe care ne-a oferit pentru a clarifica niște aspecte legate de noile măsuri fiscale aplicabile orașului Eforie. Dacă suntem pe diverse, nu trebuie să ne raportăm neapărat la convocator, nu-i așa, domnule primar? Luați cuvântul în fața Consiliului Local pentru ordinea de zi. Păi asta înseamnă diversele. Eu sunt înscrisă pe capitolul diverse, domnule primar. Domnul secretar, există să unde v-a dat pe capitolul diverse? Doamna spune că vrea să ia cuvântul, dar un convocator nu m-a ajutat pe dumneavoastră. Eu ca și cetățean, conform legii 215, nu mă pot adresa Consiliului decât la capitolul diverse. Nu pot să intervin în timpul ședinței pe articolele de proiecte de hotărâre. Doamna Coșate, toți consilierii de aici au în fiecare joi audiență. Da, și? Puteți să veniți? Și totodată, dumneavoastră îmi îngrădiți în acest moment dreptul de a mă adresa în ședința publică. Dar ce vreau să spuneți? Nu pot să vorbesc? Spuneți-mi. Vorbiți, dar vorbiți ceva? Ce este de ordinea de zi? În legea 215 nu se precizează că
cetățenii pot lua cuvântul raportându-se convocator. Așa este normal. Deci oamenii vin la ședințele de Consiliu pentru a-și arăta nemulțumirile vis-a-vis de acțiunile administrației publice locale. Dar dumneavoastră sunteți reprezentanții aleși de către noi. Trebuie să o lăsați să vorbească. Să vorbesc, doamna președinte, sau vorbesc degeaba? N-are rost să răpesc timpul nimănui până la urmă, dacă nu ne... Se spune că nu este pe ordinea de zi. Deci nu se poate să vorbească, că toate lumea ne limităm joi. Bun, eu să înțeleg că trebuia să discut despre proiectele dumneavoastră de hotărâre care sunt incluse pe convocatorul. De ce se mai cheamă diverse rubrica? Pentru diverse probleme care pot fi discutate, nu pentru problemele dumneavoastră de pe ordinea de zi. De ce se cheamă diverse? De ce întotdeauna la ședință? Dar lăsați domnul secretar să poată să se exprime că... Dar și eu la fel consilierii nu sunt obiectul. Deja îmi spuneți că nu face obiectul discuției. Spuneți-mi care este obiectul. Așa mai, pentru ședință... Consilierii chiar nu sunt interesați de problemele... Ba, dar sunt foarte interesați și nu v-ați interesat. Nu, documentată pentru... Vreau să vă lasă să vorbiți, că eu vă să vă lasă. Eu o oportunitate pentru... Nu dai să-i niciun posibil. De asta am de Ați avut ordinea de zi a ședinței? Aveți? O aveți? Dar știți că se vorbește tehnic. Cunoșteați fiecare? Eu nu le cunosc. Eu vin și spun că am o problemă din trecut. Ia, 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 stați jos, că de-aia ați fost votat. Să dați răspunsurile aici. Ședința este închisă. Așa este, domnul. Care închisă? Ședința nu se poate închide fără diverse... Domnul, aveți să vă spun eu la timp. Mă numesc Bolșogeanu. Mă numesc Bolșogeanu. Sunt pe protector de taxe și impozite. Ascultați-mă că eu pot să am timpul vocal. Vreau să vă pun niște întrebări. În primul rând, pe ordinea de zi, nu credeți, domnul primar, că trebuia să puneți un punct în care să discutați taxele și hotărârea următoare. Că ne-ați supus la biruri extraordinare. Domnule viceprimar, stați și ascultați-ne. Ordonanța 114 este adevărat. Nu, voi eligeați din faptul că ne-ați lăsat să plătim dublu taxe și impozite. Urând din partea noastră. Anul o să candidați din nou dacă o să aveți curaj. Eu cred că nu. Și atunci, domnilor consilieri, vreau să vă spun că pentru faptul că am făcut și vă spun în continuare parte și poate de nu este normal. Domnul Manea a făcut un referat, domnul Manea a făcut un referat, doamna Mincea, a făcut un referat de Manea care i-a trebuit acolo domnului primar privind faptul că încasează ilegal parte și poate. De ce nu să faci?